În decursul lunii noiembrie, în România au avut loc peste 5 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,2 grade pe scara Richter. Această situație ne-a făcut să ne întrebăm dacă severinenii sunt pregătiți pentru o asemenea situație și ce măsuri ar lua. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului a informat faptul că un cutremur cu magnitudinea de 3,2 a avut loc în județul Vrancea. Seismele din România se petrec preponderent în zona Vrancea și sunt în strânsă legătură cu faptul că această zonă este de convergență între mai multe blocuri tectonice, respectiv zona euroasiatică, africană și indo-australiană. În situația în care România este tot mai des lovită de seisme, am întrebat severinenii ce ar face în acest caz și ce măsuri ar lua. Dumneavoastră vă temeți de un potențial cutremur? Bineînțeles, doamnă. Cum să nu? Toată lumea se teme de cutremur, da. Ce măsuri ați lua în cazul în care ar fi? Păi să ieșim afară din casă. Stăm la țară, să ieșim afară din casă. Mă depinde, dacă aș fi în casă, m-aș ascunde sub... În pragul ușilor sau sub o masă rezistentă sau aș ieși pe terasă. În această discuție, severinenii și-au amintit unul dintre cele mai mari dezastre naturale din țara noastră, și anume cutremurul din martie 1977. Chiar dacă județul Mehedinți nu a fost zguduit atât de puternic, cetățenii au povestit și ei experiențele lor terifiante, pe care nu le pot uita niciodată. Ați prins cutremurul din 77? Da, da, eram copil. Da, l-am prins. Țin minte că eram copil. Aveam o soră, era urcată în pod să taie niște mușchete, a fumat. Și din pod a sărit. V-a speriat. Da, da, da. Noi la Biseț, acolo unde stau eu, stau în poiană, știți, în câmp. Și am ieșit, toată lumea a ieșit afară din curte și din case și a ieșit acolo în poiană. Toată lumea speriată, vă dați seama că... Eram copil atunci. Dumneavoastră vă temeți și de un potențial cutremur? Ca oricine, toată lumea se teme de cutremure. L-am trăit prin cel din 77. Cum a fost acea experiență? Groaznică. Groaznică, că mai niciodată nu mai pățisem așa ceva. Dar? A trecut. Mai ales că stăteam și la bloc atunci. Deci vă dați seama că... Dar norocul că am fost la etajul 1. Și deci... Dar oricum s-a simțit destul de bine. Da, l-am prins. Am fost chiar la spital. A fost acea experiență? Da, foarte urâtă. Foarte urâtă. De deci s-auzau țipete, ieșea lumea afară de frică, o asistentă a leșinat. Da, da, foarte urâtă. Lună plină, primăvara bătea la ușă. La televizor, filmul bulgăresc, Dulce și amar. Ceaușescu, aflat în Nigeria, participa la dinăul oficial dat de președintele african. Nimic nu prevestea dezastrul care urma să se abată asupra României. La ora 21 și 22 de minute, seismul cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a lovit țara noastră, 55 de secunde de groază. Pereții s-au prăbușit, geamurile s-au spart, focul a izbucnit. Unii s-au repezit îngroziți pe scări sau spre ieșiri, alții au rămas încremeniți în casă, paralizați de teamă. Aceeași teamă care a îndemnat pe alții să se arunce de la etaj. S-au înregistrat chiar și cazuri de femei care au născut înainte de vreme. Seara din 4 martie 1970 nu va fi niciodată uitată de români. Cutremurul a avut efecte devastatoare și a produs peste 1500 de victime, dintre care 1391 doar în capitală. Au fost și 11.300 de răniți, iar peste 35.000 de locuințe au fost distruse.